Intervale de numere reale. Intervalele de numere reale sunt submulțimi infinite ale mulțimii numerelor reale scrise sub anumite forme. Deosebim intervale de numere reale mărginite și intervale de numere reale nemărginite. Deci intervale de numere reale sunt de două tipuri, mărginite respectiv nemărginite. Să vorbim despre intervale de numere reale mărginite. Ca să putem să definim un interval de numere reale, interval mărginit, trebuie să considerăm două numere reale, A mai mic sau A și B, numere reale A mai mic sau egal cu B. Acestor numere reale recorespunde de pe axa reală două puncte, punctul A de abscisă A, punctul B de abscisă B. Iată reprezentarea. Cum definim intervalul închis cu extremitățile A și respectiv B? El se definește astfel. Se folosește paranteza pătrată, se scriu în aceeași paranteză pătrată numerele A și B, cu virgulă între ele sau punct și virgulă putem folosi. Deci, intervalul închis este mulțimea, AB este mulțimea formată din elementele X, numere reale, cu proprietatea X este cuprins între A și B, inclusiv A, inclusiv B. Acest X cuprins între A și B, inclusiv A, inclusiv B, se vede cum se scrie A mai mic sau egal cu X, mai mic sau egal cu B. Iată un exemplu, intervalul închis 2,8. Prin intervalul închis de numere reale 2,8 înțelegem mulțimea formată din toate numerele reale X, cuprinse între 2 și 8, inclusiv 2, inclusiv 8. Tot un interval mărginit, dar deschis, cu extremitățile A, respectiv B, se notează prin paranteză rotundă, interval deschis, paranteză rotundă A, punct și virgulă B, sau putem pune și virgulă B. Este mulțimea formată din numerele reale X, cu proprietatea X cuprins între A și B, dar fără A și fără B. Deci, A și B nu intră în această mulțime. Exemplu, intervalul deschis minus 4, 5, înseamnă mulțimea formată din toate numerele reale X, cuprinse între minus 4 și 5, dar fără 4 și fără minus 4 și fără 5. Intervale semideschise. Semideschise cu extremitățile A respectiv B. Avem două tipuri, închis la stânga, deschis la dreapta, iată-l cum se notează. Pentru închis la stânga folosim paranteza pătrată, pentru deschis la dreapta, paranteză rotundă. Este mulțimea formată din numerele reale X cu proprietatea, X cuprins între A și B, inclusiv A, dar fără B. Avem și un exemplu, intervalul închis, minus 2, 3. Înseamnă mulțimea formată din toate numerele reale X cu proprietate, X cuprins între minus 2, respectiv 3, inclusiv minus 2, dar fără 3. Intervalul semideschis, deschis stânga, închis dreapta. Când avem noțiunea de deschis, folosim paranteza rotundă. Interval deschis A, închis B. Este mulțimea formată din numerele reale X, proprietate, X cuprins între A și B, fără A, dar inclusiv B. Și avem și exemplu, intervalul deschis minus 3 supra 5 și 11 supra 2. Este mulțimea formată din numerele reale X cu proprietatea, X cuprins între minus 3 supra 5 și 11 supra 2, dar fără minus 3 pe 5, inclusiv 11 supra 2. Urmează intervalele de numere reale nemărginite. De ce le spune nemărginite? Nemărginite pentru că un capăt al intervalului este un număr real dat, iar celălalt capăt poate fi plus infinit sau minus infinit. Definim intervalul închis la stânga și nemărginit la dreapta. Iată cum se notează. Intervalul închis A, infinit. Este mulțimea formată din numerele reale X, în care X este mai mare sau egal cu A. Exemplu, intervalul închis minus 1 infinit este mulțimea formată din numerele reale X cu proprietatea X mai mare sau egal cu minus 1. Intervalul nemărginit
deschis la stânga și nemărginit la dreapta. Se notează, prin paranteză rotundă A, infinit. Este mulțimea formată din numerele reale X cu proprietatea X mai mare ca A. X nu ia și valoarea A. Atenție! Când marginea este plus infinit, întotdeauna se folosește paranteza rotundă, adică este interval deschis. Nimeni nu știe unde este acest infinit. Exemplu, intervalul deschis 2 supra 3 și infinit. Este mulțimea infinită formată din numerele reale x cu proprietatea x mai mare decât 2 pe 3, fără 2 pe 3. Intervalele semideschise, nemărginite. Intervalul minus infinit, A, deschis. Este mulțimea formată din numerele reale x, x mai mic ca A, dar fără A. Exemplu, intervalul minus infinit, minus 4 deschis. Este mulțimea formată din numerele reale x cu proprietatea x mai mic ca minus 4, fără minus 4. Sunt reprezentate aceste intervale și pe axa reală.